Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție de iSport. Vorbim astăzi despre ultimele performanțe de la Clubul Corona, despre viitorul sezon și despre această pauză în care cei din conducere cu siguranță nu au avut vacanță. L-am alături de mine pe președintele Clubului Corona, domnul Liviu Dragomir, căruia îi mulțumesc pentru prezența la noi în emisiune. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Bine v-am găsit. Ultima, cea mai recentă performanță este practic această nouă medalie obținută de secția de handbal, o medalie de bronz la campionatul național junioare 2. Formația condusă de Alin Bondar a obținut medaliile de bronz la turneul final care s-a desfășurat la Odorheiu Secuiesc. Este o încununare a muncii lui, a antrenorului, a echipei. Este, de fapt, o completare a tabloului. Am câștigat medalia de argint cu juniorile 1, câștigasem medalia de bronz cu juniorile 3, acum am câștigat medalia de bronz cu juniorile 2. Asta dovedește că la această secție se muncește, se face performanță. Faptul că Centrul de Copii și Juniori are aceste performanțe ne bucură, pentru că în viitor vom putea avea vârfuri. De fapt, ăsta este și scopul și strategia clubului în momentul în care s-a înființat acest centru de copii și juniori. A fost ca în timp o mare parte din jucătoarele de la Liga Națională să provină din acest centru, din pepiniera noastră proprie. Este important că ele să simtă că sunt, că aparțin acestui club, că simt că fac parte din comunitatea asta brașoveană. Și atunci altfel își pun problema, altfel se angajează în activitatea asta, în muncă, altfel joacă, pentru că iubesc culorile acestui club. De altfel, clubul nostru încet, încet se conturează ca un club profesionist, un club în care se muncește la standarde înalte, un club în care performanța vine firesc, pentru că asta este, de fapt, o lege în orice domeniu, în momentul în care ești serios, în momentul în care muncești, în momentul în care te implici în ceea ce faci, vin și rezultatele. Trebuie să ai răbdare, trebuie să ai și priceperea de a scoate rezultate cât mai bune din ceea ce faci, dar pentru asta există și conducerea, le creăm și condițiile necesare pentru a-și duce la îndeplinire misiunea. Încet, încet am pus la punct și cabinetul metodic. O să avem și un cabinet specializat pentru consiliere psihopedagogică, pentru că nu trebuie să uităm niciun moment faptul că, de fapt, noi facem educația acestor copii, noi completăm pregătirea lor de a ajunge, poate nu toți o să ajungă sportivi de înaltă performanță, dar cu siguranță vor ajunge niște membri ai acestei comunități serioși și cu un spirit mare de fair play, și nu vorbim și de sănătate. Până la urmă, dacă stăm să ne uităm la rezultatele obținute de secția de handbal, putem spune că Academia de handbal feminin de la Corona este una dintre cele mai bune din țară. Ne uităm la generația care a terminat și care a dat deja 2-3 jucătoare care au făcut pasul spre Liga Națională. Juniorele 1, din care și din acea echipă sunt foarte multe care au făcut deja pasul spre Liga Națională și care au câștigat anul acesta medalia de argint, așa cum ai spus. Două medalii de bronz și la junioare 2 și la junioare 3. Practic, prima echipă are de unde să aleagă pentru Liga Națională. A fost și s-a discutat de acel proiect. Va înscrie până la urmă Corona echipă în divizia A în următorul sezon? Proiectul este construit și ne vom ține de el. Deci nu se pune problema de a ne schimba pe parcurs. De fapt, așa cum am și subliniat, scopul nostru principal este ca aceste jucătoare, pornind de la 7, 8, 9 ani în a face handbal, să-și găsească locul de a face handbal până la nivelul de profesioniste. Și atunci, firesc, trecerea de la juniori, unde competițiile sunt rare și câteodată de slab nivel, trebuie să poată să facă acest pas trecând prin divizia. Pentru că e greu să ajungi de la nivelul de junior, unde te lupți cu fetițe de vârsta ta,
să faci pasul la Liga Națională, unde acolo sunt foarte multe jucătoare profesioniste cu o duritate specifică acestui sport, cu energia specifică acestui sport, și poți să te blochezi, poți să ajungi la un nivel în care să zici, bă, nu sunt pregătită, și să te lași. Adică să acumulezi poate și teama, adică în momentul, exact, în care dai de o jucătoare puternică pe 9 metri și ai mai luat una, două, pentru și că vezi că nu ți iese jocul, nu poți să dai la poartă, nu te aperi cum trebuie. Da, și atunci a fost un pas firesc să gândim o trecere mai lină, pentru că în divizia meciurile sunt de duritate mai mare, găsești și jucătoare cu experiență foarte ridicată, și ele astfel își completează practic pregătirea lor și mai ușor le vom putea prelua în echipa de Liga Națională, pentru că nu trebuie să uităm, așa cum am spus, sunt importante medaliile, pentru că acelor copile le dă recunoașterea muncii pe care au făcut-o, un sentiment de mândrie, de bucurie, dar pe noi, ca și club, ne interesează mai mult să scoatem vârfuri, să avem 2, 3, 4 vârfuri pe fiecare generație care să poată să completeze echipa de Liga Națională și, de ce nu, loturile naționale sau alte echipe, să dăm în Europa sau în lume jucătoare foarte bune și să spună că provin din Centrul de Copii și Juniori de la Corona Brașov. Corect. Dacă e să ajungem, am trecut de la junioare 2, junioare 3, junioare 1, iată, am ajuns la echipa de divizia și să ajungem într-un final la echipa de Liga Națională. O echipă de Liga Națională conturată, practic, și la care s-a muncit destul de serios în ultima perioadă, conturată, practic, în proporție destul de mare și care va începe pregătirile pe 10 iulie. Din ce știu, mai erau discuții cu anumite jucătoare, era vorba să vină și două jucătoare din afara României. Se discută în continuare cu aceste jucătoare. Care e stadiul negocierilor? Până acum, proiectul a fost de handbal 100% românesc. Noi am dorit și am obținut acceptul de a putea avea și jucătoare din străinătate. Ne dorim să aducem un plus de mentalitate, un plus de profesionalism, să aducem și alte școli de handbal în cadrul clubului, pentru că nu poți să faci în altă performanță doar cu jucătorii sau jucătoare din România. Asta mai mult decât atâta, toată lumea știa că aveți proiectul acesta cu 100% românesc. Fiecare era, jucătorile din România deja știau acest lucru, aveau anumite pretenții financiare pentru că știau că acolo doar români ce sunt și dacă sunt una, nu. Da, se forța un pic lucrurile. Așa este. Și asta este un aspect. Dar mai mult decât atât, ne dorim ca în 2-3 ani noi să câștigăm titlul, să câștigăm campionatul național, să ne batem cu echipele mari, respectiv CSM-ul și celelalte care sunt pe lângă. Pentru asta este nevoie să aduci 2-3 vârfuri din lumea mare handbalului mondial. Nu am reușit până în acest moment să facem acest lucru. Nici nu ne grăbim. Sezonul 2017-2018 va fi un sezon de formare, de închegare a grupului, a lotului. Sunt foarte multe jucătoare noi. În acest an ne-am fixat deja obiectivele, 1-3, vrem să fim acolo în Final Four-ul Cupei României, vrem să ne calificăm în cupele europene, deci cam astea sunt, dar important este să formăm grupul, să se vadă o determinare în joc, să se vadă faptul că își doresc să câștige, să vezi că au o altă mentalitate, da, deci încă suntem în tatonări vis-a-vis, sau în discuții vis-a-vis de a finaliza lotul. Nu, în acest moment nu pot să spun că mai este cineva foarte aproape de noi. Pe 10 iulie are loc reunirea, teste și apoi cantonamentul de la Sfântul Gheorghe, după care, din câte știu, Costică Bucescu își dorește foarte, foarte multe jocuri de verificare. Da, deja avem angajate 3 turnee. Vom merge și în străinătate, vom avea turneu și în România, inclusiv în sala noastră, vom avea un turneu. În 10-11 fetele vor veni din vacanță, se vor face teste, măsurători, să se vadă cum stau cu condiția fizică,
care sunt lucrurile care trebuie să îmbunătățite, vor face măsurători, astfel încât să știm de unde pleacă, pe care, așa cum ai spus, va merge la Sfântul Gheorghe. Este un oraș liniștit, este un loc în care poți să muncești, nu ai stresul cotidian, au toate condițiile acolo de pregătire, după care vor începe jocurile de verificare, iar zilele următoare, chiar pe 29, este o adunare generală a Federației Române de Handbal, când se va stabili când începe campionatul, care e formula, pentru că sunt voci care spun că ar trebui să avem și la fete un play-out play-off. Marea majoritate a antrenorilor nu vor acest lucru, vor să se joace la fel tur-retur, pentru că și așa este un program foarte încărcat. Antrenorul lotului național, unde noi dăm foarte multe jucătoare, își dorește un program foarte încărcat, ceea ce pe noi ne va dezavantaja. Și atunci, pe lângă oboseala campionatului, va interveni și oboseala de la lot. Și mai mult decât atâta, se va lungi campionatul până prin iunie, cum a fost și la băieți, ceea ce înseamnă deja un sezon foarte, foarte încărcat. Dar dacă așa se va vota și așa va fi, ne vom alia acestui program, că n-avem ce să facem. Știu că ați făcut o cerere pentru un wildcard pentru cupele europene în acest sezon. Se mai știe ceva despre... Da, chiar săptămâna asta am trimis ultimele date. Ne-au solicitat o declarație prin care să spunem că ne angajăm să suportăm toate cheltuielile, pentru că nu trebuie să uităm faptul că a participa în cupele europene înseamnă costuri destul de ridicate, deplasări în străinătate, baremuri de arbitraj pe care trebuie să le suporți. Noi am spus că suntem pregătiți și că facem față. Mulțumim oricum municipalității, Consiliului Local, primarului, care ne sprijină și ne-a pus la dispoziție bugetul necesar pentru sezonul următor. Deja suntem în regulă din acest punct de vedere și noi ne putem permite să jucăm în EHF. Am trimis scrisoarea asta către ei. Săptămâna asta o să merg la federație tocmai ca să văd în ce fază sunt, în ce stadiu sunt, să îi rog pe cei de acolo și pe președintele federației, pe Alexandru Dedu, să ne sprijine în obținerea acestui wild card, pentru că ne dorim foarte mult să jucăm în cupele europene, în EHF. Dacă este să trecem acum la cealaltă secție mare, dacă pot să-i spun așa, de la Corona, bine, fiecare este importantă, dar hocheiul și handbalul sunt poate cele mai mari secții de la Corona. Hocheiul, care a avut un sezon bun, un sezon încununat cu titlul de campion național, hocheiștii deja s-au reunit, s-au mișcat foarte bine și pe piața transferurilor, cel puțin dacă stăm să ne uităm la jucătorii autohtoni, două achiziții extrem de importante, și John Bormolnar și de Mihai. Au mai rămas doar jucătorii străini de adus. Acolo se pare că va fi un nou sezon extrem, extrem de lung și de încărcat. Pe lângă Campionatul României, Liga MOL și Cupa României, au și Cupa Continentală. Exact. Începe un sezon foarte important pentru noi. De fapt, acum trebuie să dăm testul că putem să fim o echipă importantă și în Europa. Anul ăsta am dovedit-o în Liga MOL când am luat locul 5. Ne dorim ca în sezonul următor să putem ajunge în Final Four. În Final Four-ul Ligii MOL. Asta va însemna în primul rând o muncă depusă până atunci, dar nu este imposibil și acum a fost aproape de acest lucru. Deja echipa este sudată, în proporție de 80% este aceeași, antrenorul va fi același, ne dorim să aducem străini de valoare foarte bună. Cu siguranță cei care deja au intrat în pregătire au început-o foarte serios. Este importantă pregătirea fizică în această perioadă, s-a văzut că au putut să țină până în ultimul minut al sezonului trecut, au putut să arate că forma fizică a fost foarte importantă, acumularea pe care au avut-o, spre deosebire de alte echipe. E drept că avem deja transferuri foarte importante. Din păcate avem și o plecare a unui jucător foarte important care a ales să nu mai facă hockey. Este
dezamăgitor pentru noi, dar asta este, mergem mai departe, fiecare are viața lui, decizia lui și așa, și așa vom face. Este o secție importantă care crește și la nivelul copiilor și juniorilor. Deja grupa de U12, care cea mai importantă, s-a înscris iar în competiția din campionatul Ungariei, pentru că acolo sunt mult mai multe echipe, meciuri și mult mai multe echipe. Și la fel, și subliniez, scopul principal și strategia pentru centrul de copii și juniori este să formăm din ce în ce cât mai mulți sportivi care să poată să facă pasul spre echipa de Ligă Națională, pentru că același lucru ne dorim și acolo, cu cât vor fi mai mulți jucători formați și crescuți în centrul nostru de copii și juniori, cu atât mai mult se vor implica din punct de vedere profesional, din punct de vedere moral, să susțină fiecare meci, astfel încât la final să avem rezultate cât mai bune. De fapt, ăsta este scopul principal. Comunitatea brașoveană să se mândrească cu jucători pe care îi știe de mici și pe care i-a văzut că s-au luptat și au construit o echipă puternică. Practic, deja doi, iată, au făcut pasul anul acesta, Balazs Gaido și Andrei Vasile, exact, care vor face parte din lotul mare al Coronei în acest sezon. Numai târziu de ieri, Corona a luat o nouă medalie, de data aceasta la un sport individual, e vorba de scrimă. O medalie importantă la campionatul național, la băieți, la sabie. Ce ne poți spune despre... Sâmbătă au început campionatele naționale de copii. Clubul nostru a început activitatea la scrimă în 2015. Suntem în al doilea an de activitate, practic, pentru că în 2016 eram doar la început și anul trecut am avut 4 medalii la campionatul național. Campionatul național de copii e în plină desfășurare. Astăzi este proba de sabie fete. Ne bucurăm și asta dovedește că antrenorii sunt serioși și își continuă activitatea la fel de profesionist. Ne mândrim cu faptul că am luat încă o medalie de bronz. Sunt convins că și la celelalte probe vom avea rezultate foarte bune. Este important să crească acești copii, este important să prindă gustul competiției, să se lupte pentru a ajunge pe cele mai înalte poziții în clasament. Și cred că în 2, 3, 4 ani și secția de scrimă va avea rezultate foarte bune când vor ajunge la categoriile de junior și de senior, în așa fel încât să se lupte de la egal la egal cu ceilalți sportivi. La ora asta ei practic deprind tainele scrimei. E foarte important din punctul meu de vedere că acest club are sportivi la toate cele trei arme. Asta este poate cel mai important. Un alt lucru important este faptul că în Brașov se renoadă poate tradiția asta a scrimei pe care a avut-o acest oraș, care a dat mari campioni în acest sport, și este foarte important că există concurență pe plan local și că sunt foarte, foarte mulți sportivi care practică scrimă. Este o emulație importantă în jurul acestui sport și noi ne mândrim la ora asta cu un număr de peste 80 de copilași care vin și fac scrimă. Este important că Brașov a fost un centru important al scrimei și putem continua această tradiție. De fapt, mi-am dorit foarte tare să avem toate cele trei arme, așa cum era pe vremuri la tractorul. Okay. Am reușit să aducem, pentru că erau tehnicieni în Brașov, am reușit să aducem acest sport la toate cele trei arme destul de sus la categorii la care activăm la ora asta. Și cred cu tărie că, știindu-i foarte buni profesioniști și serioși, că vom avea treptat și rezultate la categorii mai mari. Asta este nivelul la care activăm la ora actuală și în timp creștem cu răbdare, cu seriozitate, cu multă muncă, foarte multă muncă, pentru că, așa cum am subliniat, nu poți să obții rezultate fără muncă. Cu siguranță. O altă secție
relativ nouă, cea de natație, a obținut rezultate bune la campionatele naționale de natație pentru copii cu vârste între 10 și 11 ani. Iată că federația a ales pentru al doilea an consecutiv să vină la Brașov și să organizeze o astfel de competiție. Față de anul trecut am avut 6 sportivi calificați care au reușit să facă baremul de calificare pentru campionatul național și la cadeți, la campionatele naționale de cadeți sunt 2 sportivi calificați. La Târgoviște vor avea loc aceste naționale. Practic și acolo lucrurile funcționează, dar vreau să te întreb, pentru că am vorbit cu președinta Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, cu Camelia Potec, care spunea că și-ar dori ca anul viitor sau într-un viitor apropiat să organizeze la Brașov Internaționalele României, practic o competiție, poate cea mai importantă competiție din natație în România, însă pentru aia este nevoie de omologarea bazinului și probabil va fi nevoie de un nou bazin de încălzire. Se poate? Există posibilitatea? S-a discutat cu voi? Da, s-a discutat cu noi. Din ce știu eu, Direcția de Tinere și Sport a făcut demersurile pentru a dota bazinul cu tot ceea ce este nevoie, acele taciuri pe care fiecare notător trebuie să le atingă, de panouri de afișaj pe care trebuie să vadă în timp real rezultatele. Deci ei știu ce au de făcut, vor să omologheze bazinul. Sper ca în cel mai scurt timp să se întâmple acest lucru. Pentru noi ar fi onoare să găzduim internaționalele de natație. Asta înseamnă, în primul rând, că devenim un centru important al natației în România. Și colateral, complementar, înseamnă și atractivitatea Brașovului pe de-a întregul, pentru că vor veni oameni mulți din afară, ne vor cunoaște, crește și economia pe orizontală, cazări, masă, cumpărături, cheltuieli. Deci lucrurile astea sunt îmbucurătoare. În ceea ce privește secția de natație, așa este, crește încet, încet, este la fel o secție formată acum 2 ani, avem numai la nivelul categoriei de copii și cadeți sportivi, avem și un junior care a crescut aici la Brașov în acest moment, dar nu pot să spun că avem o secție de junior și seniori. Ei, la fel, muncesc foarte mult, se vede o evoluție și un progres în ceea ce privește munca lor. Dar îmi doresc mai mult de la ei, am avut ședințe, o să avem și săptămâna asta o analiză cu secția de natație în care vom trasa anumite lucruri pe care ei trebuie să le urmeze. Metodista noastră își va face treaba în ceea ce privește planificarea activităților, pentru că de fapt asta este munca unui metodist și de aia am și înființat acest lucru, să coordoneze și să verifice că antrenorii își fac activitatea așa cum trebuie. Ne apropiem de final, dar nu vreau să trec peste polo, și acolo o secție destul de importantă, o secție care activează atât la nivel de senior cât și la nivel de juniori și cu rezultate frumoase. Și acolo ușor, ușor se face piramida, avem echipe de juniori, avem echipa de senior la care tinde toată lumea. Vreau să te întreb dacă pentru sezonul următor v-ați gândit să reînnoiește parteneriatul cu Corona sau rămâne în vigoare parteneriatul cu sportul studențesc pentru Liga Națională. Deci pentru sezonul următor nu vom avea nicio modificare. Cu siguranță se va renoda colaborarea, protocolul cu sportul studențesc. E important, am plecat cu ei la drum. Ne dorim ca încet, încet și secția de polo să aibă o pepinieră cât mai bună. Ne aflăm practic în primul an în care am ajuns în turneele finale la nivelul copiilor și juniorilor. Urmează încă un nou an de muncă. E important să avem echipa asta de seniori, pentru că ei, așa cum am spus, reprezintă modele pentru acești copii să știe spre ce tind și nu în ultimul rând vrem ca fiecare sportiv să știe că are o finalitate în munca lui, că nu se oprește la 16, 17, 18 ani și trebuie să abandoneze sau să se ducă în alte locuri. Ăsta este și, de fapt, proiectul pe care a fost construit acest club. Fiecare secție să știe că poate forma o bază de selecție de la copii, juniori, astfel încât să poată să facă pasul în cadrul clubului Corona spre seniori. Mulțumesc mult de tot pentru prezența la noi în emisiune. Vă doresc mult succes cu toate secțiile de la clubul Corona. Mulțumesc. Și să aveți rezultate cât mai bune. Mulțumim, așa o să facem, cu siguranță.
Punem punct aici, doamnelor și domnilor, ediției din această săptămână de iSports. Sunt Răzvan Țirea, până săptămâna viitoare, toate cele bune!